avem un premiu care se cheamă managerul anului și ăsta este cel mai greu de dat. Și uneori o dai în bară, cum ni s-a mai întâmplat și nouă. Anul ăsta nu cred că o dăm în bară. Cred că nu avem niciun fel de îndoieli și ezitări. Premiul merge la domnul Virgil Șoncutean. Virgil Șoncutean, Alianța Siriac. Este, din punctul nostru de vedere, este cel care a îndeplinit și a bifat în acest an absolut toate criteriile noastre de acordare a acestui premiu. Până se pregătește să ajungă în semicerc, v-aș spune câteva cuvinte despre el, dar găsiți pe LinkedIn acolo informații. Ce pot să vă spun este că este un lider și admirat și invidiat. Admirat de cei care vor să fie ca el și invidiat de cei care nu sunt încă așa cum este el. Dar invidia e întotdeauna mai mică decât admirația. Virgil? Bună seara și mulțumesc mult pentru onoarea de a primi acest premiu. Felicitări tuturor celor care poartă un titlu de manager, pentru că trăim cele mai bune vremuri, care ne ajută să creștem profesional la nivelul provocărilor pe care le avem în față. Și chiar cred că vremurile de astăzi sunt o școală bună de management, pe care nu învățăm în nicio teorie. Dar un manager în sine nu valorează prea mult fără echipa lui, așa că eu cred că este o eroare în titlul acestui premiu. În loc de managerul anului, cred că este echipa anului, căruia sunt recunoscător, care mă învață în fiecare zi și să fiu un om mai bun, să fiu un profesionist mai bun. Cred fundamental că realitatea ne poate oferi situații în care ai echipe bune cu manageri slabi, dar niciodată nu sunt situații în care ai manageri buni cu echipe slabe. Așa că încă o dată un mare mulțumesc din tot sufletul meu echipei Alianța Siriac, care mă ajută să fiu un strop mai bun în fiecare zi. Aplauze, Virgil Șoncutean, managerul anului.